două lucruri foarte simple, dar de asemenea foarte importante, este să schimbați la timp filtrul de habitacul și filtrul de aer. Așa că în acest clip o să vă arăt cum am schimbat eu la Volkswagen Passat B7 filtrul de habitacul în primul rând, iar apoi și filtrul de aer de la motor. Filtrul de habitacul se află sub torpedo, avem aici două șuruburi de plastic, iar apoi scoatem această protecție. Iar aici în partea din spate puteți vedea filtrul de aer. Trageți de clapeta aceasta și iese foarte ușor. După cum puteți vedea, la mine era destul de îmbuxit, de murdar și era cazul să-l schimb. Cam așa arată filtrul de habitacul vechi. A intrat în el foarte mult praf și frunze, iar filtrul nou am luat de la Man Filter și arată cam așa. Puteți vedea diferența între unul nou și unul uzat. Puteți să vă uitați aici în zona unde intră filtrul de aer, dacă este curat, dacă este uscat. Iar apoi băgăm filtrul nou. Poziția este aceasta. O să intre puțin mai greu, deoarece nu este foarte rigid. După ce ați reușit să-l băgați, o să trebuiască să puneți înapoi această clapetă. Se prinde ușor prin grisare, de la dreapta la stânga. Apoi, bineînțeles, puneți înapoi protecția aceea și prindeți șuruburile și cam asta este cu filtrul de habitaclu. Foarte ușor, dar puteți economisi ceva bani dacă faceți voi această operațiune, bineînțeles. Nimeni nu muncește pe gratis. Prindeți înapoi șuruburile de plastic și cam asta este. Apoi, ca să schimbăm filtrul de aer de la motor, trebuie să demontăm această cutie. Este prinsă câteva șuruburi. Iar apoi demontăm și capacul de la această cutie, unde vom găsi filtrul de aer. Cam așa arăta filtrul meu de aer, nu era foarte, foarte îmbuxit, dar nici mult nu puteam să-l mai țin pe mașină. Curățăm bine cutia, puteți să o și spălați dacă vreți. Și o lăsați să se usuce bine înainte să puneți filtrul nou. Eu am luat tot un filtru de la Man Filter, un filtru destul de ieftin. Până la urmă toate filtrele fac același lucru. Așa că mai bine luați filtre mai ieftine și le schimbați odată cu uleiul decât să luați filtre mai scumpe și să le schimbați odată cu distribuția. Eu am spălat și această carcasă în care vine filtrul. După ce s-a uscat bine, am montat înapoi filtrul, punem capacul, punem înapoi carcasa și cam asta este. Chiar dacă este poate cea mai simplă operațiune pe care o puteți face singur la mașină, vă poate aduce o mică economie, așa că m-am gândit să fac acest videoclip să vă ajut și pe voi cei care nu ați făcut aceste lucruri până acum la mașina voastră, să vă ajute să puteți să schimbați singuri aceste filtre. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu și pentru alte videoclipuri interesante, așteptăm acest comentariile voastre și ne vedem în următorul videoclip.